V-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție emisiunii Campus punctul PI. Mi-am notat câteva dintre lucrurile pe care le vom discuta în această seară. Fac trimitere la ultimele evenimente petrecute în județul și în municipiul Buzău. Vom discuta despre ele împreună cu invitatul meu. Este vorba despre domnul Vasile Minică. Mihai, bună ziua, colegul meu obișnuia să-l prezinte lider Cartel Alfa. Eu îmi permit să-l prezint prietenul nostru al campusului care răspunde de fiecare dată solicitărilor noastre. Bună seara, domnule Minică, și bine ați revenit în studioul Campus. Seara română, mulțumesc de invitație. Domnule Minică, ziua și nenorocirea la Buzău, fie că e vorba despre municipiu, fie că e vorba despre județ, parcă ceva se întâmplă la noi aici, ori irresponsabilitatea a crescut la cote alarmante, ori ceva se întâmplă. Nu mai departe de cu câteva ore în urmă am fost împreună cu colegul meu, cu operatorul la Tisău, acolo unde 6 femei au fost la un pas de moarte, s-a rupt efectiv o punte de șufe, iar femeile care veneau de la biserică s-au prăbușit într-un pârâu, slavă Domnului că nu era foarte multă apă și nu era adâncă apa acolo, au suferit într-adevăr traumatisme multiple, s-au speriat îngrozitor, dar au scăpat cu viață. Ce se întâmplă? Cum vedeți dumneavoastră toate poveștile astea, toate lucrurile astea care se întâmplă? Este o înșiruire de lucruri care nu s-au întâmplat în mod firesc în decursul anilor, adică o irresponsabilitate, aș zice eu, din partea autorităților locale și din partea autorităților județene. În primul rând, pentru drumuri, podețe și asemenea căi de acces dintr-o sat în altul, peste ape și așa mai departe, care în viziunea mea ar trebui cineva să poarte responsabilitatea și să confere siguranță folosirea acestor căi de acces. Ori aici, în speța de față, o punte de vreo 70 de ani, știți că noi ne-am gândit că s-ar putea să se rupă, dar n-am făcut nimic, n-am afișat, n-am avertizat, n-am făcut nimic. Cred că e bine că nu s-a întâmplat, ferească Dumnezeu, lucruri mai grave, dar cred că ar trebui în momentul ăsta, după sărbători, imediat, ca să nu fim nici așa alarmiști, să se facă o inventariere a tuturor căilor acestea de acces în județul Buzău. Zic eu că ar trebui chiar să se sesizeze Consiliul Județean și să atragă atenția autorităților publice locale că trebuie să inventarieze aceste căi de acces și gradul lor de pericol sau de siguranță care îl conferă cetățenilor. Pentru că noi se întâmplă anumite evenimente și ne referim și la colectiv și la altele și începem siguranța cetățeanului cu tare, cu tare. Dar dacă luăm câte lucruri se întâmplă din cauza drumurilor proaste, accidente și vieți omenești care se curmează în urma neglijenței, zic eu, a celor care administrează drumuri, poduri, podețe, punți și așa mai departe, o să vedeți că nu stăm bine deloc și cred eu că una peste alta, fără să fac trimitere la cazul în speță și la primarul, care am înțeles că este la primul mandat și are vreun an și ceva și experiența, sigur, este destul de redusă, pentru că nu te obligă nici legea să ai anumite cunoștințe, dar ușor, ușor, oamenii de calitate și știți acel proverb că omul sfințește locul, sigur, în anumite cazuri se adeverește. Deci va trebui să facă această inventariere și cineva să se facă responsabil pentru avizarea și siguranța acestor căi de acces. Pentru că nu se mai poate să mergem în provizoratul ăsta. Sunt punți în anumite localități pe ele și peste apele respective se trec cu autoturisme, cu alte mijloace de transport și așa mai departe. Și totul e bine până când nu se întâmplă ceva. Când se întâmplă, toată lumea se minunează, toată lumea începe să ia măsuri și să arate cu degetul cine sau nu este vinovat. Eu cred că ar trebui să fie autoritățile publice locale și centrale, vorbesc de județ și probabil și la nivel de țară ar trebui să se sesizeze, cred că și inspectoratul de cum să spun, de siguranță sau cum se mai numește în
cu pompierii, cu Inspectoratul pentru situații de urgență. Aici vroiam eu să punctez, pentru că eu cred că o astfel de situație poate intra foarte ușor și în competența comitetelor locale pentru situații de urgență. Eu și sunt sigur că ar trebui să fie și, nu știu documente, n-am fost primar, n-am fost consilier local, dar ar trebui acolo unde nu este acest atribut să se consemneze și să răspundă cineva. Adică nu se poate. Eu unul, cum să spun, rămân consternat de această pasivitate și lasă-mă că merge și așa. E, nu mai merge așa. Trebuie cineva să răspundă pentru tot ceea ce ni se întâmplă nouă, atâta timp cât eu sunt contribuabil și trebuie cineva să mă protejeze. Așa este, aveți perfectă dreptate, vorbeați despre faptul, despre Consiliul Județean care ar putea să ia măsuri în acest sens. Eu cred la fel de bine că și prefectura ar putea să se implice la fel de bine și să atragă un pic atenția autorităților locale cu privire la aceste aspecte. Haideți să redifuzăm știrea pe care am difuzat-o și în cadrul jurnalului Campus TV, să urmărim cu atenție declarația domnului primar în primul rând, după care vom reveni în studio și vom continua discuția noastră. Alarma în satul Tisău s-a dat în această dimineață, în jurul orei 9, când femeile se întorceau de la biserică. La un moment dat, un grup de 6 localnice traversau o punte pentru a ajunge acasă. Șufele au cedat, iar femeile au căzut în albia pârâului Cheia. Strigătele lor i-au alertat pe localnicii, care le-au sărit imediat în ajutor. Undeva la jumatea punții s-a auzit, eu eram undeva la 50 de metri. S-au auzit puntea căzând, mai eram cu cineva. S-au auzit puntea căzând, au căzut, s-au lovit primele două, s-au lovit acolo jos de prima plasă și una a căzut mai acolo, că a alunecat de acolo de sus. Și au căzut în gârlă. După aia ne-am dus și le-am scos de acolo. Erau rănite rău? Erau, că se vedea, una se vedea de șol, dar la cap, alta la... Da, erau rău. Erau. V-ați speriat? Nici n-ați știut la care să săriți prima? Normal că n-ai cum să te sperii. Deci viața omului, până la urmă, să lovești oamenii bătrâni, cade. Asta... E veche puntea asta? Eu am... Am eu 37 de ani în vârstă, și o știu eu de mic copil, cred că are peste 50 de ani, da. Da. A venit de la biserică și s-a rupt puntea cu ele. Altceva nu pot să vă spun. Cum ați auzit? Eu stau aici la două case și am auzit salvarea, ambulanța, lumea, stau la două case de aceea. În ce stare erau? Una dintre victime acuza piciorul și cu șoldul, una cu astele, nu știu ce să zic așa, le-am văzut când le-au suit în salvare, când... Primarul localității Tisău spune că puntea este veche de peste 50 de ani și era reparată din când în când de către localnici. Gospodarul șef al comunei știa că punctul de trecere este unul periculos și susține că ar fi anunțat reprezentanții ISU de acest lucru. Am primit că s-a rupt puntea. Bă, care punte, care punte? Puntea după Valea Tisăului, care face legătura între satul Tisău și Cătunul Valea Tisăului. Din câte cum am venit aici, deja lumea se ducea la biserică, s-a întâmplat când se ducea lumea la biserică. Am înțeles că 6 femei deja erau în palbia râului. Am intervenit imediat, le-am scos, a venit salvările. Acum, investigațiile care o să fie la spital, n-am de unde să știu. Știu decât că sunt cu fracturi. Cât de veche e puntea asta? Din câte am înțeles, peste 70 de ani. Oricum peste 50 din ce știu eu, dar 70 are 100%. Dar cine trebuie să o verifice? Să verifice dacă este sigură pentru oameni, dacă... Eu ce am putut, ce am făcut, decât am mai consolidat, mai puneam o scândură, am făcut demersuri de când sunt eu primar de un an de zile, o am trecut în toate raportele ISU. Ca să construim un pod, să ne dea bani, finanțare, să construim și noi un pod. Măcar pentru vehicule mici, de până la 2,5 tone, că stăm cu mortul pe marginea apei până trece apa. Vine foarte mare apă aici, e cu un debit foarte mare de apă. Toate femeile căzute în albia pârâului au fost rănite. 3 dintre ele însă sunt în stare gravă, cu fracturare de șold și de picioare. Am revenit în direct, ați putut observa și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, dar și dumneavoastră, domnule Minică, reportajul pe care l-am realizat astăzi la Tisău. Personal am fost acolo, am văzut care este situația și pentru că am crescut într-o zonă în care sunt foarte multe astfel de punți, întrebarea mea este în felul următor și nu reușesc să înțeleg și am spus-o acolo în text chiar la modul ușor ironic, gospodarul șef al comunei, pentru că
în momentul în care ai un astfel de podeț, în momentul în care știi că e făcut din șufe, șufa nu se rupe dintr-o dată, asta o știe oricine. În primul rând se franjurează, se desface și așa mai departe. Odată pe an, dacă te uiți cu atenție la toate legăturile respectivului pod, îți dai seama că există riscul la un moment dat să se întâmple ceva. Cum poți să te trezești peste noapte cu asemenea tragedie? Uite că poți să te trezești și este clar că, într-un fel sau altul, cineva e vinovat. E vinovat, bine că nu s-a întâmplat o nenorocire mai mare, să fie vorba de, cum să spun, de pierderea vieților. Nu știu, eu unul nu înțeleg și nu e singurul caz, această pasivitate a celor care își asumă, așa cum a spus și dumneavoastră, să fii gospodarul unei comunități, să dorm liniștit în momentul în care știi că se poate întâmpla o nenorocire în localitatea sau în zona în care tu, până la urmă, ești responsabil. Nu spun că trebuie să știi tu, dar trebuie să-ți aduci specialiști, trebuie să faci colaborări cu specialiști în domeniu. Sunt firme de construcții, specialiști în rezistență și așa mai departe. Păi noi, dacă facem orice construcție, cât de mică, e posibil să ne solicite autoritățile locale tot felul de ștampile că corespunde din punct de vedere al rezistenței, al eu știu căror criterii în construcții. Iar aici lași o asemenea cale de acces care poate oricând să se rupă cu un copil, cu un bătrân, cum s-a întâmplat, și nu numai să lovească și să aibă traumatisme, poate să-și piardă și viața. Despre ce discutăm? Da, vorbeam astăzi cu oamenii, îmi păreau oarecum revoltați chiar și oamenii din comună, însă eu am o mare curiozitate. Polițiștii care au fost la fața locului clar vor, dacă n-au deschis deja un dosar de cercetare penală. Sunt curioasă împotriva cui se va îndrepta acest dosar până la urmă, împotriva cui se vor lua deciziile, pentru că este clar este vătămare din culpă, fără doar și poate. Sunt convins că au deschis un dosar. Eu cred că în prima fază in rem, adică fără o trimitere directă, iar organele abilitate în mod sigur vor cerceta, vor studia, vor vedea cine avea competențe, cine avea obligații și așa mai departe, pentru că, repet, noi trebuie să fim protejați, pentru că de aia suntem buni cetățeni în sensul de a contribui prin taxe și impozite, tocmai pentru a beneficiat de o anumită siguranță pe stradă și așa mai departe. Spunea și dumneavoastră înainte de începutul emisiunii și foarte bine ați punctat, domnule, consider că nu, și mai ales că nu este singura cale de acces în zonă, mai este un pod undeva mai sus, consider că nu este sigur pentru cetățenii tăi, pune-i bulină, găsește o soluție, închide-l, bate două țambre puse în cruce. Da, trage atenția. Fă ceva. Vă dau un exemplu la nivel național. An de zile s-a discutat de faptul că Transalpina nu este un drum deschis circulației publice. Dar cu toții am circulat în momentul în care era închis circulației publice. Dar ce s-a întâmplat de fapt? Pentru că el nu era luat în primire și nu corespundea din toate punctele de vedere, era o responsabilitate a celui care mergea pe acolo. Nu asumam. Corect. Că nu erau parapeții puși și așa mai departe. Așa și aici. Măi, pune acolo și spune pe această puncte treceți pe proprie răspundere. Să știe omul ăla că de fapt aia nu este sigură și că poate să se întâmple o nenorocire. Și iată că s-a întâmplat. Eu cred că și aș vrea să nu am dreptate, dar nu știu de ce am sentimentul că vom mai fi martorii unor astfel de evenimente și vă spun și de ce. Toate căile acestea de acces, toate punțile acestea au fost construite cam în aceeași perioadă. Era perioada în care în România se lucra foarte mult, se lucra la drumuri, aveau posibilitatea să folosească astfel de materiale, se încropeau așa tot felul de podețe din astea și iată că de atunci și până acum, trecură vreo 50, 60, 70 de ani și au ajuns evident să se degradeze. Ce se va întâmpla de acum încolo ar trebui să fie responsabilitatea fiecărui primar și a noastră, a oamenilor
în egal, nu în egală măsură, într-o măsură mai mică, pentru că ei trebuie să știe exact punct cu punct ce se întâmplă în comuna lor. Și așa cum spuneam la un moment dat, domnule Minică, poate nu știu și exact cu ce se confruntă un primar într-o comună, însă eu n-aș putea, primar fiind într-o localitate, mai ales în mediul rural, să stau o zi întreagă în birou. Nu există așa ceva. Sunt probleme de rezolvat în comună, n-ai ce să cauți în birou. Da, sigur că da. Deci eu sunt împotriva biroului și în alte activități. Adică, până la urmă, trebuie să fii activ, îți păstrezi un timp oarecare pentru semnat mapa și verificat ceva. În rest, trebuie să facem ce trebuie să facem și ca gospodar trebuie să te duci să vezi care sunt problemele cetățenilor. Că mulți săraci fie sunt bătrâni, fie n-au timp, fie sunt ocupați cu alte activități. Tu trebuie să te duci să te informezi ce se întâmplă în localitate. Așa și este? Mai e o problemă de pus în discuție aici, în afara punților, care oricum eu sunt sigur că la nivelul județului nostru, dacă se face o inventariere, e un prăpăd și un genocid dacă se lasă în continuare așa, mai sunt unele care au fost rupte în decursul timpului și căile de acces din cătune, din sate, din grup de case izolate, se face către școală sau către centrul localității, pe drumuri cum să spun, improvizate, pe pietre, prin râu și așa mai departe. Ori, gândiți-vă ce se poate întâmpla în momentul în care un copil merge la școală, în amonte a fost o ploaie rapidă și îl surprinde în albia minoră sau majoră al celui râu trecând pe niște pietre pentru că puntea n-a mai fost făcută, reparată sau întreținută de ani de zile. Și s-au întâmplat cazuri foarte multe și ați văzut că încep să fugă de responsabilitate cu toții. S-a întâmplat și în zona aici, în zona Vadul Pașii, cu, știți, acel crescător de animale care l-a luat apa și așa mai departe. Corect, corect. Nimeni nu se gândește ce trebuie să facă pentru cetățeanul ăla care fie muncește, fie merge la școală, fie se duce la biserică, astfel încât el să fie în siguranță. Da, sper să nu mai vorbim despre astfel de lucruri, dar vă spuneam că am eu așa o senzație tare neplăcută. Vom vedea ce se va întâmpla, vom vedea către cine se va îndrepta ancheta poliției și chiar vom urmări cu atenție aceste lucruri, pentru că vrem și noi să vedem dacă va fi găsit un vinovat și dacă va fi și tras la răspundere. Un alt eveniment care a marcat și a zguduit zdravă în municipiul Buzău s-a petrecut ieri, domnule Minică, în jurul prânzului, la școala numărul 1. În primă instanță, noi jurnaliștii am primit pe un grup pe care suntem cu toții pe WhatsApp, am primit o informație de genul carnagiu la școala 1. Vă mărturisesc că mi-au trecut prin cap toate lucrurile care ar fi putut să se întâmple mai rău acolo. Nu mi-aș fi imaginat însă ceea ce s-a întâmplat de fapt și de drept. Am ajuns cât am putut de repede acolo, am fost unul dintre primii jurnaliști care a ajuns la școala 1 imediat după nenorocirea care s-a întâmplat și am văzut o mașină care îmi părea tare cunoscută, dar n-am identificat-o în primă instanță, proptită în poarta școlii. Oamenii erau foarte speriați, veniseră foarte mulți părinți acolo, părinții care auziseră fie de pe Facebook, fie din doar de pe Facebook în primă instanță, și părinți îngrijorați că nu mai veneau copiii acasă. Ce se întâmplă, de ce nu mai vin copiii acasă? În momentul în care au ajuns la poarta școlii și au aflat că cineva a scăpat mașina de sub control, că au fost rănite persoane prinse între mașină și poarta școlii, atunci și îngrijorarea a crescut. După câteva minute zdravene, pentru că în astfel de momente ai impresia că secunda e minut, fără doar și poate. După câteva minute, misterul a început ușor-ușor să se rezolve și am aflat că doamna Monica Gheorghe, directorul unității de învățământ, de altfel am cunoscut-o pe această femeie, un om de o calitate profesională extraordinară, un om extraordinar de dedicat, spun lucrurile astea pentru a desființa zvonurile potrivit cărora această femeie ar fi intrat intenționat pe trotuar cu un pic mai multă viteză ca să-i determine pe părinți să se dea la o parte. Nu! Lucrul ăsta este exclus sub nicio formă. Și ulterior a fost elucidat acest mister.
Cum că doamna director ar fi scăpat mașina de sub control și ar fi accidentat câțiva părinți veniți să-și aștepte copiii, nepoții de la școală. A fost un moment în care nu știa nimeni care este starea răniților. Printre picături aflam că o femeie însărcinată ar fi fost scoasă de sub mașină. De asemenea, auzeam de fracturi, de mâini, picioare, bazin și așa mai departe. Și întrebam, bineînțeles, în stânga și în dreapta. Am primit și informația de la reprezentantul ISU că a fost activat codul roșu de intervenție. Lucrul ăsta m-a trimis, în primă fază m-a trimis cu gândul la starea foarte gravă a răniților, pentru că și a numărului mare de răniți. Informațiile cu privire la răniți au tot fluctuat. Așa, ba erau 4, ba erau 6, ba erau 7. Într-un final a fost vorba de 11 victime. E drept, câteva persoane și cu stare de panică, cu atacuri de panică, inclusiv doamna director a fost luată de acolo într-o stare extraordinar de rea, pentru că am văzut-o în momentul în care a fost urcată în ambulanță. Și atunci am stat să mă întreb ce se întâmplă într-o astfel de situație, cum se intervine într-o astfel de situație, într-o zonă extrem de aglomerată din municipiul Buzău, într-o zonă în care ne ducem parcă precum oile să-i ducem, să-i aducem de la școală. Cum ați primit dumneavoastră informațiile, cum le-ați procesat, cum au primit cetățenii, de fapt, această știre? Să știți că și eu eram destul de aproape acolo și am aflat chiar aproape instantaneu, pentru că erau niște mămici care așteptau în dreptul casei de cultură acolo să meargă să-și ia copiii de la școală, și am văzut la un moment dat că fuge lumea către școala 1 și a apărut informația că e accident acolo și că s-a intrat cu o mașină. În prima fază nu se știa cine, ce și cum. Și vreau să vă spun că pur și simplu trebuie să fii foarte tare, că te paralizează informația asta șocantă. Îți imaginezi un grup de copii în care intră o mașină. Corect. Asta aveam în față fără să văd efectiv acolo. Este clar că se poate întâmpla, sunt lucruri care ele pot fi însă prevenite, pentru că, din câte am înțeles, era vorba de un tip de mașină cu anumite comenzi. Corect. Eu vă spun și nu am pretenția, dar oricum sunt unul dintre conducătorii auto care am probabil în jur de 1 milion de kilometri conduși. Și am condus și asemenea mașină. Ori dacă nu te acomodezi cu asemenea mașină, poți pur și simplu fie să greșești pedala, fie să te trezești cu capul în parbriz, pentru că trebuie să nu mai ai piciorul stâng, doar dreptul să-l plimbi pe cele două pedale. Deci este clar că acolo s-a întâmplat datorită faptului că doamna nu a fost suficient de obișnuită cu această mașină. O informație extrem de utilă ne-a fost furnizată aseară în cadrul unei emisiuni la Campus TV de unul dintre polițiști, care a spus că în moment, din cauza aglomerației, erau foarte, foarte multe mașini, foarte mulți părinți. Doamna director a intrat cu mașina exact pe strada din fața școlii, a încercat să ia virajul la dreapta pentru a intra în curtea școlii. În momentul în care a încercat să ia virajul, fiind foarte strâmt, ar fi agățat cu roata o mașină care era parcată foarte aproape de intrarea în poarta școlii, deși semnele sunt multe și explicite, și atunci s-a pierdut și a încurcat pedalele. Da. Eu și instantaneu am zis că era lângă mine cineva și nici nu știam că mașina era cu un asemenea sistem de comandă. Chiar și cele normale se poate întâmpla oamenilor cu o experiență mai redusă, cu schimbatul mașinilor, așa, să încurce. Și am zis, a încurcat pedalele. Pentru că nu te poți duce pur și simplu către un grup și către un zid, către un gard, decât dacă ceva s-a întâmplat. Și asta s-a întâmplat. Deci a fost un concurs de împrejurări și din informația care mi-o dați dumneavoastră acum, este clar că în momentul în care mașina s-a întâmplat ceva, pur și simplu a alunecat piciorul după o pedală pe alta. În loc să mai apese pe cea din stânga care e de frână, s-a dus pe accelerație. Și în momentul ăla, pur și simplu, mașina fiind o mașină puternică, s-a dus în grupul de copii, părinți, și a fost acolo. Da,
au existat tot felul de comentarii după aceea, că de ce intră cu mașina în curtea școlii, că ar fi încercat să, vă spuneam mai devreme, să atragă, să facă un pic de zgomot cu mașina, să tureze un pic motorul ca să audă părinții să se dea la o parte. M-am bucurat tare mult când toate zvonurile astea au fost desființate și s-a lămurit până la urmă că ceva s-a întâmplat acolo, însă de partea cealaltă nu pot să nu mă întreb altceva. Școala 11, pedagogic, școala 15, școala 1, școala 12 din micro 14 și aș putea să continui lista cu HD-ul. Am înțeles că pe strada cu HD-ul dimineața între 7:30 și 8 aproape că nici nu se poate, poate circula. Așa este. Și la prânz. Și la prânz. Toate zonele astea, toate zonele în care sunt școli, la orele la care sunt duși copiii la școală și la orele la care sunt luați copiii de la școală, traficul aproape este paralizat. Stăm cu toți, cel puțin aici la școala numărul 11, seara la ora 7, când ies copiii de la școală, sunt mașinile parcate și pe un trotuar și pe celălalt, se ignoră semne de circulație, se ignoră absolut totul. Înțeleg pe deplin, sunt părinte, înțeleg pe deplin grija pentru copiii noștri. Însă ce s-ar putea face, ce soluție s-ar putea găsi pentru ca zonele acestea să nu mai fie atât de sugrumate, de paralizate? Doamne ferește, în cazul în care se scapă o mașină de sub control în aceste zone, la aceste ore, ce s-a întâmplat la școala 1 ar putea să fie un eveniment minor. Sigur, aici este o mare problemă, cred eu, de educație. Și nu a copiilor, ci a noastră, a celor care mergem să-i... Vrem toți, dacă se poate, să ne ducem până în clasă cu mașina. E clar că nu sunt spații suficiente de parcare, dar am putea să ne luăm timp suficient, să o parcăm undeva unde se poate și să mergem pe jos, să luăm copilul de mână și să ne ducem la mașină. Și eu în trafic am întâmpinat și am văzut că în momentul în care ies copiii, practic acea zonă, cum spuneați dumneavoastră, se paralizează. De ce? Tocmai din lipsă de disciplină și de bun simț. Pentru că nu trebuie să oprești și să pui avariile și să stai acolo. Mai ales că prin fața mașinii, prin spate, pot să treacă copii la care nu a venit nimeni sau a venit pe partea cealaltă a străzii și așa mai departe. Deci, până la urma urmei, cred că de noi depinde și absolut totul ce se întâmplă. Că dacă am fi o leacă mai ordonați și nu atât de stresați și timpul ăsta care nu ne mai ajunge la niciunul, cred că lucrurile s-ar rezolva mult mai bine pentru fiecare din noi. Da, așa este. Îmi pare tare rău că a trebuit să primim așa o lecție prin evenimentul petrecut la școala 1. Oamenii aceia de altfel n-aveau nicio vină, erau pe trotuar. Sim. Din punctul meu de vedere, accidentul, de aia se și numește accident pentru că nu vrei să se întâmple, este de compătimit și doamna director. Ar trebui ca fiecare dintre noi să învățăm mai multe și autospecialelor le era foarte greu să ajungă la școală, tocmai din cauza mașinilor care blocau efectiv tot ce se întâmpla acolo. Eu am fost suficient de inspirată în momentul în care am aflat ce se întâmplă să ocolesc Unirii, să ocolesc bulevardul și să încerc să ajung pe Mioriței și am și ajuns. Am parcat pe Mioriței, am traversat foarte repede și în felul ăsta am reușit să ajung. Așa este și cum o nenorocire nu vine niciodată singură, înțeleg că și stresul pentru doamna director era unul foarte, foarte mare, trece prin momente grele în familie, în sensul că avea băiețelul bolnav, o altă rudă este de asemenea în stare gravă. Sunt convinsă că nu i-a fost ușor, sper ca toți cei implicați să-și revină repede și să-și continue viața. Luăm o scurtă pauză publicitară, după care vom reveni în direct și vom continua discuția noastră.